La mulți ani înainte de orice și urări de sănătate și toate cele bune pentru dumneavoastră, stimați telespectatori. Emisiunea noastră de astăzi, care debutează în noul an, va aborda un subiect delicat, un subiect important. E vorba de repornirea mineritului în Apuseni. Și pe această temă foarte importantă, pe 27 decembrie, în ședința de Consiliu Județean, la care au participat și parlamentarii de Alba, noi parlamentari de Alba, precum și primarii din cele 35 de unități teritoriale administrative în care s-a organizat referendumul pe tema mineritului în zonă și în special a mineritului a exploatării de la Roșia Montană, s-a discutat pe tema aceasta mult și s-a dezbătut, s-au pus pe tema dialogului probleme de mare importanță, s-a exemplificat foarte aprins, s-a dialogat, dar constructiv totuși. O să vedeți, noi am ales din această ședință de Consiliu imagini care se pliază pe emisiunea noastră. Și am ales câteva discursuri ale fostului primar din Roșia Montană, Virgil Narița, actualmente consilier județean, pe cum și a parlamentarilor Teodor Atanasiu, Clement Negruț, Alexandru Pereș și Dan Simedu. Imaginele, vă rog. Parlamentarii de Alba, primarii din Apuseni și consilierii județeni și-au dat întâlnire la finele anului 2012 să discute pe tema repornirii mineritului și a memoriului înaintat în acest sens de primari Parlamentului, Guvernului și Președinției. S-a discutat îndelung, parlamentarii au explicat cum stau lucrurile, s-au pus la cale strategii viitoare pentru binele mineritului și al minerilor. Fost primar în Roșia Montană, consilierul județean Virgil Narița a solicitat parlamentarilor mai multă faptă și mai puțină vorbă pentru propria imagine. Aș vrea să spun două lucruri. Pe 9 decembrie cred că s-au rezolvat două probleme. S-a schimbat clasa politică în județ la nivelul țării și cred că guvernul Ponta este în stare să ia o hotărâre vis-a-vis de proiectul de la Roșia Montană, vis-a-vis de locurile de muncă din zona munților Apuseni și nu în ultimul rând față de județul Alba. Eu cred că ar trebui ca domnii senatori și deputați, îi felicit și le doresc spor la muncă în Parlamentul României, să schimbe poziția celor dinainte și să nu mergem doar pe reclame la televizor, pe scrisori deschise către guvern, făcând parte și susținând guvernul, atunci să discute concret, să-i aducă pe ministri la Roșia Montană și chiar fac o propunere ca una dintre ședințele Consiliului Județean să facă la Roșia Montană sau la Abrud, tocmai pentru a discuta și atunci să și invităm reprezentanții guvernului să vină să spună punctul de vedere, exact cum spunea domnul senator, pentru că de 15 ani cel puțin se discută de acest proiect. Eu am fost nu numai susținător, ci și opozant acestui proiect în funcție de cum stau situația, pentru că sunt susținător pentru locuri de muncă, pentru minerii, sunt opozant dacă sunt probleme de mediu, sunt probleme de legislație, sunt probleme economice. Eu cred că aurul de la Roșia Montană trebuie să aducă bunăstare pentru cei din zona munților Apuseni, trebuie să aducă bunăstare și bani mulți țării, guvernului acestei țări, dar în același timp trebuie să aducă siguranță și liniște pentru noi și pentru generațiile care urmează în ceea ce privește problema mediului. După o haltă verbală în Afganistan, drept exemplu la subiectul Roșia Montană, mereu sarcasticul senator Teodor Atanasiu a reliefat un tablou complet al stării de fapt. La un moment dat a făcut trimitere și la exploatarea lemnului în Apuseni, moment în care primarul din Albac, aflat în spatele său, a dispărut din cadru cu fruntea încrețită de griji. Consilier, primar, domnilor și domnilor de aparatul propriu, stimați și dragi de fața presiei cât se poate de libere. Vreau să spun de la început că
Nu o să am un discurs scurt ca să vă enervați din start. Vreau să vă spun câteva lucruri în preambul ca să înțelegeți după aceea de ce nu s-am adumit de poziție. Pe vremea când eram ministrul apărării, am făcut o vizită la Afganistan cu domnul președinte Traian Băsescu. Și după ce l-am explicat lor celor din Afganistan că noi ne luptăm acolo pentru democrație, pentru instalarea unei societăți democratice libere să scape de dictatura talibană, domnul președinte Băsescu i-a spus domnului președinte Karzai, domnule, noi avem o problemă cu voi. Zice, voi sunteți principalii furnizori de droguri din lume. 80% din drogurile din lume se produc la voi și ar trebui să vă revizuiți acest comportament antisocial, să terminați cu aceste culturi. Și domnul Karzai a spus domnului președinte Băsescu, domnule președinte, aveți mare dreptate, așteptăm cu încredere soluția dumneavoastră pentru a înlocui această ramură economică care ne aduce 80% din produsul intern brut al țării noastre. Și discuția s-a terminat în momentul ăla. Noi ne-am avut o soluție care să înlocuiască acel 80% din produsul intern brut al Afganistanului. Munții Apuseni, astăzi, sunt înlocuiți de niște oameni care au mari probleme în ceea ce privește nivelul de trai. Mari probleme. S-au încercat soluții pentru rezolvarea acestor probleme de existență a cetățenilor de acolo. Unele dintre soluții au fost pe creșterea animalelor. Și o parte și-au făcut ferme, alții încă mai sunt la agricultura de subsistență. Alții au încercat să rezolve problemele cu turismul. Și au apărut soluții, au apărut chiar și hoteluri, au apărut și trasee turistice, au apărut și amenajări și drumuri, de care o parte le-a făcut chiar Consiliul Județean. Alții au încercat pe exploatarea lemnului. Din păcate am ajuns, cam cum spunea domnul consilierul avocat, doar cu perdele în jurul șoselelor mai avem păduri, ca să le apere probabil de zăpezi, că de munții au cam chelit de păduri pe acolo prin zonă, dar populația a rămas la fel de săracă, cu aceleași probleme. Și atunci s-a pus problema unui referendum să vedem dacă reinventăm mineritul în zona munților Apuseni. Eu vreau să vă spun de la început că această reinventare a mineritului pentru noi reprezintă o soluție și vă spun de ce. România astăzi, în criza alături de celelalte țări europene, are handicapul unui decalaj mare față de celelalte țări din Uniunea Europeană cu care suntem parteneri. Și acest decalaj nu putem scădea în timp decât prin trei metode. Prima, cea mai la îndemână peste tot, este cea a atragerii de investiții. Dacă vor fi aruncați bani mulți, miliarde și miliarde de euro, an de an în România pentru investiții, vom reduce decalajul dintre noi și Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, celelalte țări europene. Din păcate, dacă ne uităm pe statistica ultimilor ani, vedem că decalajul crește, investițiile acolo sunt mai mari decât investițiile aici. Investitorii preferă țări mai sigure ca Germania, ca Franța, ca Italia, decât țări mai nesigure ca România. O altă variantă, a doua variantă de a reduce acest decalaj, este să avem o productivitate mai mare decât ei. Adică în unitatea de timp să producem mai mult decât nemții. Cum putem face asta? Prin două metode. Fie avem tehnologie mai performantă decât nemții, și știm cu toții că nu avem, fie avem angajați mai mult, mai hartici decât nemții. Și știm cu toții că nu avem. Și atunci mai rămâne a treia variantă. Să apelez la resursele pe care ei nu le au. Să exploateze în plus față de ce exploatează ei resurse pe care ei nu le au. Și astea sunt resursele, de exemplu, minerale. Da? Cum fi apă minerală, cum fi petrol, cum fi gaz natural, cum fi aur, cum fi cupru, cum fi alte resurse minerale. Mulți noștri au aceste resurse în zăcăminte neferoase. Avem și un mare noroc dacă ne putem să le exploatăm acum.
față de acum 5 ani, când prețul aurului, a cuprului, erau pe minimul din ultimii 50 de ani, o valoare foarte scăzută, în ultimii 2 ani aceste resurse au ajuns spre maximul istoric, ca preț. Niciodată nu au fost mai bine plătite decât acum. Deci se pare că este momentul propice, dacă vrem să trăim mai bine, să ne apropiem de nivelul de trai a celor alături de care ne-am alăturat cu Uniunea Europeană, să exploatăm aceste resurse. Acum problema se pune, normal, dacă le exploatăm în afara faptului că vom câștiga ca și salariați, cât mai câștigăm pe lângă. Și de asta trebuie să aibă grijă autoritatea locală care dispune de taxe și imposte locale, autoritatea județeană care poate dispune de taxe și imposte județene, Guvernul României care stabilește, sau Parlamentul prin lege care stabilește taxele și impostele la nivel național. Dar cel mai important lucru este să vedem dacă există voința să ne apucăm de minerit în apusiri. Eu nu să mă cramponez niciodată de prezența la vot. Știu că există legi, știam de când am făcut referendumul, că acest referendum pe care îl facem pe 30 și ceva de localități, nu îl putem folosi ca obligatorie, ca decizie pentru nimeni, fiindcă decidentul este la nivel statal și referendumul s-a făcut pe o regiune din cadrul unui județ. Da? Deci știam că acest referendum îl putem folosi într-un singur mod, ca presiune publică, arătând ce își dorește populația dintr-o zonă, decidentului politic. Și decidentul politic trebuie să vadă că populația dintr-o zonă își dorește în proporție de 60 și nu știu cât la sută să se facă minerit și de 30 ceva la sută să nu se facă minerit. Și funcție de asta va trebui să ia decizia decidentul politic. Mai departe, privind textul documentului, aici sunt perfect de acord că el trebuie schimbat fundamental. Și vă spun și de ce. Fiindcă decidentul politic de data asta este Guvernul României. Și fiindcă guvernele României, în succesiunea lor de vreo 15 ani de când este acest proiect pe piață, nu s-au pronunțat, noi va trebui să-i cerem Guvernului României să se pronunțe pe legalitate. Noi spunem așa, domnule, noi, cetățenii din județul Alba, cu o voință majoritară de atâta, dorim să se facă minerit. Și fiindcă dorim să se facă minerit la Roșia Montană, că asta a fost textul din întrebarea de la referendum, la Roșia Montană ai 1, 2, nu știu, 3 proiecte câte sunt puse pe zona respectivă. Deci cerem să ne răspunzi concret. Corespund aceste proiecte depuse la Guvernul României pentru autorizare pentru următoarele puncte de vedere. Din punct de vedere al legii mediului, din punct de vedere al legii patrimoniului, din punct de vedere al rentabilității economice pentru cetățeanul și statul român. Deputatul Clemen Neguț a adoptat poziția specialistului care, indiscutabil este, senatorul Alexandru Pereș și-a exprimat nedumerirea vis-a-vis de relația Afganistan-Roșia Montană, iar deputatul Dan Coriolan Simedru a pișcat ironic la adresa antevorbitorilor, îndemnând la unitate într-un fapt care să nu țină cont de coloratura politică. În ceea ce mă privește, am avut de multe ori poziții vis-a-vis de poziții publice, să avem de ce înseamnă mineritul în Munții Apuseni și m-aș raporta la două dintre ele. Prima, acum câteva luni, prin două interpelări făcute Ministrului Economiei și Ministrului Mediului, referitoare la exploatarea de la Roșia Montană și de la Cuprumii. Răspunsurile au fost invazive și fără să mă satisfac din punct de vedere tehnic. Fac o paranteză, sunt unul dintre cei care am trudit în acea zonă și cam știu cu ce se mănâncă meseria asta. A doua a fost săptămâna trecută, când în cadrul audierilor miniștrilor am făcut din nou întrebare vis-a-vis de poziția actualului guvern față de exploatarea de la Roșia Montană
ia cu primit. Răspunsul ministrului, atât cel al economiei, cât și cel al energiei, a fost la fel de evaziv, trimițând responsabilitatea înspre Ministerul Mediului. Deci toată problema, ca să ne înțelegem foarte bine, din punct de vedere al dezvoltării și a repornirii exploatării de la, vorbesc doar de Roșia Montană. Pentru că cine crede că repornește mineritul la Zladna sau la minele închise, Baia de Arieș, se înșală. Cine crede că deschide o mină cum deschide o alimentară, se înșală. Și cei care au lucrat în domeniu știu despre ce vorbesc. Referitor la cele două interpelări care le-am făcut, din momentul ăsta, mi-e foarte ușor să vorbesc pentru că domnul Nariț a spus-o foarte clar. Decizia este clar politică. Dacă guvernele trecute n-au avut curajul, să spun așa, eu am mari așteptări în momentul de față, de la actuala putere, că odată va ține cont de ceea ce s-a întâmplat în Alba, prin, aș spune eu, îndrăzneața acțiune locală, administrativă, prin acest referendum, pentru că, iată, până acum mai mult au vorbit politicieni despre minerii, despre vrem, nu vrem, ăla vrea, ăla nu vrea. Acum cetățenii spun, domne, vrem să avem locuri de muncă în domeniul ăsta. Dar pentru asta, în opinia mea, e nevoie de o strategie națională a ceea ce înseamnă minerit. Pentru că să nu vă facă impresia că în țara asta mineritul e numai în Munții Apuseni. Avem mineritul de cărbune, mai avem și alte resurse minerale de care făcea vorbire și domnul Atanasiu și cred că e necesară o strategie națională din acest punct de vedere. Mă întorc din nou la problema locală și o să fac o scurtă referire la Cuprumin. Dragii mei, până acum jumătate de an sau mai bine de jumătate de an am fost acolo o încercare de privatizare. Reușită, nereușită, un eșec pentru unii, pentru alții nu. Ei, în momentul de față, sper că am depășit momentul ăsta cum ne vindem țara. Cum s-a întâmplat. Acum hai să vedem. Privatizăm sau nu privatizăm cu Cuprumin. Pentru că acolo, aceeași problemă, de mediu. Acordul de mediu a expirat în 31 decembrie 2011. Din 6 în 6 luni a fost reanalizat, reevaluat. Aceeași problemă, mediu. Dacă vom avea cele două avize, acorduri, la mediu, următoarea etapă este de redeschidere sau de nici repornire, nu pot să-i spun, de începerea activității la Roșia Montană și de continuare activității la Cuprumin. Aș face și eu, pentru început, un apel la memorie, pentru că aici nu e vorba de discută politică, dar totuși Atanasie a făcut acest demers. Și să spun că nici acum nu sunt amurit dacă retragerea trupelor din Irak s-au făcut datorită faptului că se cultivă opium sau hașiș în Afganistan sau în Irak. Dar, mă rog, poate că timp o să mă lămuresc. Eu m-aș bucura dacă cu toții am luat bune, de bune sfaturile care au fost și observațiile care au fost astăzi exprimate aici. Pentru că știm cu toții, este un moment foarte important, un moment unde trebuie să avem consens, consensul este cuvântul de ordine, și documentele care vor fi emanate de către primari, Consiliul Județean și susținute de parlamentari trebuie să fie puternice, serioase și care să aibă sos de izbândă. Pentru că dacă nu, riscăm să facem ceea ce, din păcate, iarăși aș vrea să avem o abordare realistă în ceea ce privește modul în care s-a organizat referendumul. Știți cu toții că insuccesul referendumului se datorează și unei pregătiri insuficiente de bune a acestui referendum. Sunt convins că dacă era mai bine pregătit referendumul, rezultatul era un rezultat de succes. Noi suntem într-o situație în care trebuie să susținem, din păcate, un referendum nevalidat.
Și nu vreau să mergem la logica de astă vară, pentru că dacă cineva abordează logica de astă vară și va spune că cei care nu s-au exprimat la referendum înseamnă că au votat împotrivă, atunci succesul ar fi total. Deci noi va trebui ca acest referendum să scoatem maxim, să arătăm că există o voință foarte mare atât a administrației cât și a cetățenilor ca mineritul să fie din nou o activitate care să asigure dezvoltarea munții. De asemenea, aș vrea ca noi să facem în așa fel încât, cât de curând și cât de repede posibil, să modificăm această lege a referendumului care ați văzut câte necazuri ne-a adus. Și acest lucru, acest apel îl fac colegilor mei din Parlament, dar și dumneavoastră, pentru că fiecare dintre noi suntem membri a unor partide politice și putem să susținem acest lucru în organizațiile noastre. De asemenea, m-aș bucura dacă colegii noștri, care altădată au fost puternici și care cu o abilitate extraordinară, pentru că sunt experimentați și au schimbat discursul și văd că știu foarte bine lecția opoziției, au un discurs foarte bun de opoziție. Sigur că domnul Negruț, dacă făcea interpelările respective acum 2-3 ani, nu acum 2-3 luni, probabil avea mai mult succes să-i se răspundă la interpelări. De asemenea, sunt convins că... Da, sunt convins că trupele din Irak nu s-au retras datorită cultivării de opiu în Afganistan și nici dezvoltarea mineritului din Abusen nu se va dezvolta în funcție de protecția pelicanilor din Delta. Senatorul Teodor Atanasiu a fost prea preocupat să mai dea vreo replică. Sub privirile colegului de parlament și partid Călin Potor, se delecta pe mobil, era transpus într-un palpitant joc de cărți unde ai nevoie de noroc și mai deloc de dialog. I-ați ascultat pe parlamentari, pe fostul primar al Roșiei Montane, ați văzut că oamenii se implică. Acum, sigur că ar fi foarte bine să fie implicarea mai mult cu fapta și mai puțin cu vorba. De fapt, ați văzut că și deputatul Dan Coriolan Simedru a făcut apel la unitate când e vorba de repornitul mineritului în Apuseni, ar trebui, spunea dânsul, dezbrăcată haina politică. Pe de altă parte însă, lucruri care, eu știu, nu dau bine în imaginea unui politician, fac să arate oamenilor sau să le dea impresia oamenilor simpli, electoratului, o impresie nu tocmai pozitivă la adresa parlamentarilor, politicienilor în general. Și o să vă dau două exemple a doi oameni cu care am discutat, nu neapărat cu special pe tema asta, dar din vorbă în vorbă am ales și tema politică și au spus-o pe a dreaptă, în opinia lor. Să-i ascultăm. Noi îi punem în funcție, ei își au plămânda, mașini, averi, nu știu ce, și pleacă. Pleacă. Stai liniștit. Pleacă în Canare, în Dubai, pe acolo, nu știu noi, pe unde. Deci lumea nu-i proastă, dar ne prostesc. Că nu crede că România e proastă. Nu e proastă. Ne tăhoțesc așa, ne iau banii. Știți cum zice Sergiu Vitalian Vaida, suntem sărași, dar nu suntem proști. Agricultura nu se face așa, trebuia să ne dea, să ne dea bani. Cel două, mai 300 sunt... de euro la hectar. Nu trebuie să ne dea, mai sunt două. Ca eu am muncit 40 de ani de șoferie și am o pensie de 735. E păcat. De ce nu se subvenționează motorina? Să vină să spună motorina 60 de eurocenți, să vină să stabilească amendament în Constituția României, numai puțin, numai vă rog să dați pe post. În Constituția României să se stipuleze următorul amendament, declarația politică să intre sub incidența codului penal. Dacă eu, Corneliu Oran sau Muntean Vasile, subsemnatul, declar, în timpul mandatului meu, fac drum la Dumitra, asfaltez, nu știu, dacă nu, să-i pac cătușele și-l aiut. Uite-l harul ăla de acolo din București. Și o zic că își dă demisia dacă nu câștigă alegerile. Ai văzut? O mință pe față. De ce mai stă în Parlament și nu merge nici la orele. 90% lipsește parcă. Ăla, cum îi zice? Lucru slab. No. Deci ce să mai vorbim alte prostii? Dacă ne-au mințit în față un popor de oameni. No, dă-o, ce să discuți cu un gunoi de om? Păi așa stăți. Ca și ăla.
Păi ce să vorbim altceva? Da, auzi, fii atent, mai zi, mai zi. Nu mai, păi auzi, Ceaușescu a fost singurul om care a iubit țara. Dacă stăm să judecăm. Că le-a luat o pereche de boi și le-a dat 5 căs și țăranul a fost prost, o zic că Doamne, ne-a luat pământul, nu i-a luat pământul, că i-a dat înapoi. N-a comandat pământ. A noi suntem foarte harniși, toată populația, dar suntem conduși de cei mai proști oameni de pe fața pământului. Ascultă ce spun eu. Păi de ce? Pentru că deci, auzi, la noi trebuie, Dumnezeu a făcut 12 legi și conduce lumea și în zi de azi, cu alea 12 legi. Ai văzut? Zice să nu furi. De ce furi? Și alte și alte. Deci din alea 12 legi se conduce lumea. Și în zi de astăzi. Păi dacă te duci acolo și faci o lege, nu trebuie sute de legi promovate toată ziua. Faci una, să nu se fure. Dacă s-ai furat, am tăiat unde ești. În toată ziua cât te unde ești. Până ți se gata deștele și nu mai poți lucra. Și să vezi dacă mai fură. L-ai omorât pe vecinul. Îți dau un cartuș și ție, mă. Deci să fie pedeapsa dură, până la maxim. Și atunci omul merge civilizat pe stradă, pentru că noi nu suntem un popor civilizat. Nu. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, că sunt oameni foarte civilizați în țară. De ce oamenii de afaceri nu fac politică? Pentru că nu îi interesează. Ai crede să nu fac? Nu interesează, puțin fac. Își văd de afacerile lor, de năcazurile lor, de oamenii lor, au oameni de angajați, plătiți, numai ei știu cum fac. Nu interesează hoțiile alea. Păi vii și spui ce să spui? La un om că merg tate pe dos? E n-are rost să dăm pe post niște chestii că dureroasă, știi? Că toată lumea face politică. Nu-i bine să facem politică. Dar nici să gâni. Iar fi 5 oameni capabili în toată țara, păi când ai cu pumnul masă ca într-o familie, când ai dat cu pumnul masă, să zboare scândurile de pe ea, păi tot să fie culcați, ca la armată odată. Păi când ai dat cu pumnul masă, tot. Și atunci mi-e treaba la toată lumea. Păi și în România, dacă îi dai cu pumnul masă, am spus legea asta, asta, dar lege bună, nu de asta să gânească pe la colțuri. Și atunci toată lumea merge bine. Deci, nu vă plac politicienii? Păi nu îmi plac niciunul. Pentru că, auzi, n-are rost să fac politică, nu m-am dus nici la voturi și nici nu mă mai duc. Toți vin din 4 în 4 ani și fac politică. Din 4 în 4 ani fac politică, aduce biscuiți. Păi noi suntem căței să mâncăm biscuiți? Și o brichetă? Cine n-are bani să-și cumpere o brichetă? Păi tu și-l minți și după aceea nu mai vii 4 ani, îi spui că îi aduci șoseaua? Păi dacă i-ai promis la un om, păi ține-te de cuvânt, mă, sau dacă știi că poți face fă, dacă nu, nu, mă. Păi da, dacă oameni ca dumneata nu merg la vot, de asta le ăștia. Păi de ce să te duci la vot? Că și așa câștigă cine trebuie. Zici, mă, tale, că siguranță. Toată lumea. Deci nu are rost că... Și apoi ce de făcut? Ce să fie de făcut? Până legea în România nu-i lege adevărată. Deci nu trebuie să fie judecători, nici polițiști, nimic nu trebuie să fie. Dar dacă e lege... Să se respecte. No, atunci nu mai trebuie judecătorie, nu mai trebuie absolut nici. Și atunci merg tate ca pe roate. Păi când nu ai făcut ceva, plătești, frate. Și atunci merg treburile. Parcă un pic regreți vremurile dinainte de 89. Păi nu le regret nici pe alea, că alea le-am prins puțin. Că am fost tânăr atunci. Nu le regret. Dar știi ce le regret? Pentru că Ceaușescu pentru români a fost bărbat. Atâta numai. S-a văzut din tot ce a făcut el pentru România. A fost un om care i-a plăcut și a muncit. Cod la cod. Că îi scoate ochii o Românie întreagă care are trei palate sau ce a avut el Znagovul și alea. Păi și ăștia câte au acum? Și atunci ăla a furat unul și acum fură milioane. O fura, l-ai văd pe unul să fure pe timpul Ceaușescu? O fă un om să fure? Toți munceau. Și toți aveau. Că nu le venea pita, stai mereu că venea pita și cartofi și de toate ele. Toată lumea. Care? Auzi, dar ce ar trebui să facă statul român pentru voi, că stoi de animale, pentru agricultură în general, ca să fie mai bine? Păi acum nu știu ce mai poate face acum. Asta trebuia făcut de 10 ani. Ce anume? Ceea ce, păi agricultura. Păi agricultura e bătaie de joc în România. Acum s-o trăză, după ce au vândut o jumătate sau sute de hectare de pământ la străini, acum vine să ne spuie nouă că să facem agricultură. Ai auzit pe unul în Parlament să vorbească de agricultură? Aici încheiem emisiunea La Tăzi din Greu din această seară. Sper că v-ați delectat, vă urez o seară plăcută și un an nou mult mai bun și mai prosper decât precedenții. La revedere!